Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Iar sar banii din Marcel Ciolacu. Nu știu dacă ați observat, după ce i-am dedicat piesa Portofele, săptămâna trecută, cred. E bine, a zis, știți povestea, era o conferință de presă, i-au ieșit sutele de lei din buzunar, lumea a râs și după aia a povestit la un interviu că el a primit multe portofele din partea colegilor ca să-ți țină banii în ele. Portofele ca să țină banii în ele. Și noi i-am dedicat piesa Portofele, cred că i-a plăcut foarte mult, ar mai vrea momentul odată, așa că ieri, în timp ce își căuta cartela de vot la Parlament, pac, mai multe bancnote de 200 de lei i-au sărit din buzunar, pe când băgase mânuțelele. Așa. Portofele, voi sunteți vise de mele, voi pe mine m-ați distrus, oh. Uite, Doamne, și-am ajuns, oh. Noi, practic, dăm știrea asta că ne bucurăm foarte mult să dăm pasajul ăsta. Și versurile sunt foarte instructive pentru un lider PSD. Adică, de ce l-au distrus pe autor, pe cântăreț, portofelele? Pentru că nu se poate abține când le vede, simte nevoia să pună mâna pe ele. Pe cine? Ele? Pe portofele. Pentru că astea sunt rimele. Alte rime n-am găsit. Dar aș vrea să remarc asta, că la domnul Ciolacu, deși data trecută când a fost cazul, tot cu bancnotă de 200 de lei s-a întâmplat pocinou. Cine pe bancnotă de 200? Bună întrebare. Blaga. Ce trebuie? Dublu sau nimic. Vă rog. Ce trebuie să știi? Blaga a fost un ministru? Ideea e că... Bancnota de 500. Vă rog frumos. Poftiți. Ca să vă spun că nu înțelegeți niște aspecte. Da. Era o datină pentru cei care se îmbracă cu sacou. Așa. Cupiurile mari se țin la piept. Înțelegi? Da, are hârtie. Cine se țin la piept? Cupiurile mari. Cupiuri. Cupiuri. Da, cupiurile cupiură, mari. Cupiură. E o problemă de accent, mă. Doar. Ce-a făcut? E accentul pe o cupiură, că e din franceză. Cupiură. Așa. Cupiuri. Da. Zii cum vrei tu. Cupiurile mari se țin la piept. Da, de 200 și de 500. De în 100, cazul nu? De față. 100, 100 nu mai e așa mare. Înțelegi? 100 e mic? Deci înainte așa se țineau, la piept, în geacă, sacu, astea mari, că ai grijă de ele, da. Cu îndreptul inimii aici, unde ai un fermoar ceva, și banii mici se țin în buzunarul de la spate, cum îi țin eu. Nu cred așa. Da. De asta, nu că nu ții de-alea de un leu la piept, de 10.000, cum era vorba. Știi? Sau de 5 lei, te faci de râd. Adică ce sens are? Aia îi ții la îndemână. Da. Ăștia mari îi ții la piept ca să tu de asta ai grijă de ei. Ce-a făcut? De asta n-ai sacou? N-am sacou că n-am bani mari. Dar vezi, mă, domnul Ciolacu, mă, tot cu țara. Alții ar fi ținut 200 de euro. Dânsul 200 de lei. Da, rap. Jos pălărie. Pe de altă parte, cred că este primul președinte al PSD care nu știe să-și ascundă banii. Asta Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.